bine v-am găsit la rezolvări de probleme. Vă prezint azi o problemă de mecanică simplă, mai exact o problemă de cinematică, care la prima vedere nu ne dă suficiente informații ca să putem găsi răspunsul. Sau din punct de vedere matematic, avem prea multe necunoscute. Să vedem enunțul. Cred că ați observat ce puține lucruri știm. Nu știm distanța dintre cele două gări, nu știm unde se întâlnesc trenurile, nu știm după cât timp se întâlnesc. Știm doar că trenul care se deplasează cu viteză mai mică are viteza de 60 de km pe oră și că el are nevoie, după întâlnirea cu celălalt tren, de un timp de 4 ori mai lung decât trenul mai rapid ca să ajungă în gara de destinație. Să notăm gara din care pleacă trenul mai rapid cu A, cealaltă gară cu B, distanța dintre gări cu D, iar punctul în care se întâlnesc trenurile să-l notăm cu I. Distanța de la gara din care pleacă trenul mai rapid la punctul de întâlnire să o notăm cu X. După cum vedeți, punctul de întâlnire se găsește mai aproape de B, pentru că am stabilit că din gara A pleacă trenul mai rapid și atunci, până la întâlnire, el parcurge distanță mai mare decât celălalt tren. Să mai notăm timpul care trece din momentul în care pornesc trenurile din gări până în momentul în care se întâlnesc cu T mic și timpul care trece din momentul întâlnirii trenurilor până când trenul mai rapid ajunge în gara de destinație cu T prim. Acum, dacă am notat tot ceea ce ne interesează, putem să scriem ecuațiile de mișcare. Pentru trenul care pleacă din gara A, trenul mai rapid, să notăm viteza lui cu V1, iar viteza celuilalt tren cu V2, distanța pe care o parcurge este X. Și atunci putem scrie X este egal cu V1 ori T. T fiind, așa cum am spus, timpul care trece din momentul plecării trenurilor până când ele se întâlnesc. Pentru trenul care pleacă din gara B, distanța parcursă până la întâlnire este D minus X, așa cum vedeți pe desen. Și atunci avem ecuația D minus X este egal cu V2 ori T. Și acum să scriem ecuațiile pentru mișcările care au loc după întâlnirea trenurilor. Pentru trenul mai rapid, distanța pe care o mai are de parcurs până să ajungă în gara B este D minus X. Și atunci putem scrie D minus X este egal cu V1 ori T prim. T prim este timpul care trece din momentul întâlnirii până când trenul mai rapid ajunge în gara de destinație, în gara B. Celălalt tren are acum de parcurs distanța X. Și atunci X este egal cu V2 și aici problema spune că timpul necesar acestui tren să ajungă la destinație este de 4 ori mai lung decât timpul necesar celuilalt tren să ajungă la destinație, măsurat din momentul întâlnirii. Așa că nu voi scrie ori T prim, ci înmulțit cu 4 T prim. Și avem acest sistem de 4 ecuații. Să numărăm necunoscutele. Nu cunoaștem viteza V1, nu cunoaștem X, nu cunoaștem T, nu cunoaștem D și nu cunoaștem T prim. Avem 5 necunoscute. Dar, cu toate că avem doar 4 ecuații,
putem să găsim viteza V1, adică ceea ce ne interesează pe noi, datorită unei simetrii interesante pe care o au aceste ecuații. Ca să observați această simetrie, să împărțim prima ecuație la a doua și a patra la a treia. Și obținem următoarele: x supra d minus x este egal cu V1 t supra V2 t, dar t se simplifică, V1 supra V2. Și dacă împart a patra la a treia, am din nou x supra d minus x este egal cu de 4 ori V2 ori t prim supra V1 înmulțit cu t prim, dar și aici t prim se simplifică. Și am obținut două ecuații în care avem încă multe necunoscute. X, D, V1. Avem trei necunoscute. Dar, pentru că cele două părți din dreapta ale ecuațiilor sunt amândouă egale cu același lucru, cu raportul X supra D minus X, putem să scriem că V1 pe V2 este egal cu 4V2 supra V1. Obținem această proporție în care nu mai avem decât o singură necunoscută, V1. Să ne folosim de proprietatea fundamentală a proporțiilor și atunci V1 la pătrat este egal cu 4V2 la pătrat sau V1 este egal cu 2V2. Și am găsit că viteza trenului mai rapid este de două ori mai mare decât viteza trenului mai lent. Și pentru că V2 este 60 de km pe oră, atunci V1 va fi 120 de km pe oră. Și cu toate că n-am avut destule ecuații, am reușit să găsim răspunsul la întrebarea problemei. Putem face o generalizare. Acum, dacă scriem această relație astfel, V1 este radical din 4 ori V2, atunci generalizarea ar suna cam așa. Dacă timpul care trece din momentul întâlnirii celor două trenuri până când trenul mai lent ajunge în gara de destinație este de K ori mai mare decât timpul necesar trenului mai rapid să ajungă în gara de destinație, atunci viteza trenului mai rapid, V1, este radical din K înmulțit cu V2. O observație: nu putem calcula distanța D și nici distanța X, ele sunt dependente una de cealaltă. Există o infinitate de seturi de valori pentru cele două distanțe care satisfac condițiile problemei. Putem să o calculăm pe una dintre ele doar dacă avem o valoare pentru cealaltă. În acest caz, în oricare dintre aceste relații, după ce știm cât este viteza V1, rămâne o singură necunoscută. Dacă îl știm pe X, rămâne necunoscuta D. Dacă îl știm pe D, rămâne necunoscuta X. Deci, ce am învățat din această scurtă problemă? Că uneori, chiar dacă avem mai multe necunoscute decât ecuații, una dintre necunoscute poate fi calculată. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!